când v-a venit ideea organizării acestui eveniment? Ideea e foarte legată de data de 21 decembrie, în sensul în care mi-am amintit și și-au amintit și prietenii mei că în 1989, în seara de 21, ne uitam încă la o televiziune română care era cu totul și cu totul aservită, iar în 22, deja, după ocuparea televiziunii române de către forțele revoluționare, TVR-ul începuse să meargă spre linia de a se autoproclama și de chiar de a fi vreme de câțiva ani o televiziune liberă. Din păcate, sesizăm faptul că această libertate și a presei și rolul ei este încălcat tot mai des.